Castraveciuri sunt o groază și udăm că a fost secetă zilele astea. Castraveții n-au mai fost udați de o săptămână. Nu că i-am udat, dar s-au făcut foarte bine. Asta este ce am adunat astăzi. Nu sunt foarte mulți și nu sunt legați. Sunt puși direct pe folie. Am pus decât unii de semânță, i-am lăsat legați pe singura sfoară. Foarte productiv. Chiar dacă a fost secetă, s-au făcut cât de cât și roșiile, nu prea au fost îngrijite și nici stropite decât udate de ploaie și le-am mai udat și noi câteodată. Și vreau să vă arăt aici, din familia roșiilor, este un fruct foarte gustos, se numește Physalis. Acesta pe care îl avem aici este un Physalis pitic. Nu ne așteptam să fie atât de productiv, o singură plantă, am adunat destul de multe de la ea până acum. Și sunt foarte gustoase, sunt deosebite față de cele din piață. Când sunt mici arată așa plantele, după care ajunge să se ramifice pur și simplu să se facă gigantă. Și facem totdeauna pe vârfuri, alte crengi, alte crengi. Numai să aveți grijă cu aceste Physalis, pentru că unele specii sunt otrăvitoare. Le adunăm numai când sunt jos, ca să fie coapte. Să cumpărați sămânță din magazin, pentru că unele sunt otrăvitoare, dacă le luați, eu știu din ce resursă. Sunt delicioase, sunt mult mai delicioase ca cele de cumpărat. Fructe proaspete. Pur și simplu se desface din această teacă și se mănâncă ca atare. Sunt pline de vitamina C și alte vitamine folositoare și sunt delicioase pe deasupra. Această plantă am pus 3 plântuțe, una e aceasta mare care s-a întins. Mai sunt două mai mici. Dar foarte mulțumiți. Am adunat mereu din ea și totuși e plină. Vă voi prezenta imediat și roșiile. Dar mai întâi vreau să vă arăt că am pus pentru toamnă pepeni. Nu știu dacă mai din se facă, dar măcar dacă se fac gogonele. După cum se vede, sunt destul de viguroși, sunt puși tot pe folie. Sunt pepeni galbeni. Mai avem și niște castraveți. S-au cam mânat unele dintre ele, dar majoritatea sunt bune, unele sunt verzi,